Adevărata comoară. Un tânăr era foarte supărat că nu are mai mulți bani, că nu-și poate cumpăra tot ce-și dorea. Se plimba trist pe stradă, neștiind cum să iasă din această situație. Dar cum mergea el așa, s-a lovit deodată de cineva. Mare i-a fost mirarea să vadă că din neatenție a dat peste un om sărman. "Iertați-mă, nu am fost atent pe unde merg, eram pierdut în gânduri," se scuză tânărul. "Tu? Dar ce gânduri te frământă pe tine, tinere? Ai copilul bolnav, ori soția-i bolnavă?" "Nu, nu e nimeni bolnav din familie." "Atunci de ce ești necăjit?" "Nu am mulți bani să-mi cumpăr tot ce vreau." "Ai rămas fără serviciu? Nu te întrista, ești tânăr și poți să muncești orice pentru a-ți asigura cele necesare. Gândește-te câți oameni ar dori să fie în locul tău, cei dragi lor sau ei înșiși să fie sănătoși. Alții nu văd, nu au o mână sau un picior sau chiar mai rău, nu se pot ridica din pat. Dar nu îi vei auzi plângându-se pentru lucruri lipsite de importanță, așa cum faci tu. Eu mi-am pierdut casa și acum stau pe unde apuc, dar sunt recunoscător că sunt sănătos și voi avea iar casa mea, fiindcă muncesc și încet, încet îmi voi aduna banii necesari." Dându-și seama cât sunt alții de necăjiți, tânărul nu s-a mai gândit de atunci decât la un lucru: cât de bogat este el. Nu avea bani pentru tot ce și-ar fi dorit, dar avea comoara cea mai mare din lume, pe care banii nu o pot cumpăra: sănătatea, cu tot ce izvorăște din ea, putere de muncă, bucurie și voie bună.